Bună seara, dragilor! Bine ați revenit în compania noastră. Știu că astăzi poate ați avut o zi de muncă sau că eu sunt la muncă, dar totuși deja toată lumea începe să se gândească la vacanță. Planificăm azi o vară activă, distractivă și plină de surprize. Unii mai harnici din fire afișează pe străzile Chișinăului deja un bronz de invidiat, așa că trebuie să ținem pasul. Azi ne convingem împreună că o vacanță planificată din timp este mai ieftină, iar moldovenii și-au învățat lecția. Concediul ideal este planificat cu luni înainte și obligatoriu este la malul mării. Ce mai arată sondajele companiilor de turism, ce destinații sunt în vogă și ce trucuri de sezon vă pot salva banii din buzunar, aflăm de la Ion Curmei, cel care a trimis tare mulți oameni în vacanță din țara noastră. Te așteptăm, Ioane, bine ai venit la noi. Tu nu ești bronzat sau n-ai fost în vacanță încă? Am fost deja. Ai fost? Unde te-ai odihnit? Anul acesta? Da, anul acesta, da. În luna aia asta, dacă ai mai călătorit, unde ai fost? Acum am venit recent din Grecia, cred că 4 zile în urmă, cam așa ar fi. Înainte de asta am fost în Cipru, în ianuarie, în Maldive, am fost un pic, dar asta așa mi-e în serviciu, fiecare are probleme. Asta sunt probleme, Ioane, toată lumea visează. De fapt, tu mergi în infotururi, pentru că astfel cunoști ofertele reale ale hotelurilor și știi ce să recomanzi mai departe. Da, neapărat, noi cu toată echipa mergem în infotripuri, la moment... Jumate de birou este plecat pe psihotare, cineva e în Muntenegru, cineva e în Creta, asta Turcia, Bulgaria, oriunde, Albania, Thailanda, deci toată echipa este plecată, nu avem cu cine lucra acum la birou. Dar într-o săptămână, două maximum se întorc toți, deja suntem în componență plină. Și faceți schimbul ăsta de experiență, de informații și ulterior știți ce să le recomandați moldovenilor. Înainte, moldovenii practic toți se odihneau fie în Turcia, fie în Odessa. În ultimii ani, ai observat o schimbare? Ne plac și alte destinații sau avem bani și pentru alte destinații? Vreau să spun că cea mai mare schimbare a fost acum 4 ani de zile în turism din Republica Moldova. Vorbesc de turismul extern. Grecia a apărut masiv ca destinație, pentru că a venit cu niște prețuri destul de convenabile, au fost scoase vizele pentru moldoveni în Europa. Astfel s-a clasat în top 3 dintr-o dată. Și Ucraina a avut de pierdut aici. Acum, la moment, deja se ține foarte bine acest top. Este vorba de Turcia, Bulgaria și Grecia. Ele sunt cele mai solicitate din toate. Mai întâi sunt câteva motive la bază. Unul din ele este că prețul este accesibil și este comod pentru familii, deci hotelurile sunt destul de amenajate pentru a primi familii cu copii. Totuși, moldovenii s-au obișnuit și compară deja vacanțele din Turcia cu cele din altă parte, pentru că în Turcia e multă mâncare. Cum stau la acest capitol, la capitolul mâncare, ofertă, alimentație, Bulgaria și Grecia? Vreau să spun că Bulgaria și Turcia au, deci aceasta, că este mâncare destul, este mai multe tipuri de all-inclusive, cu toate că n-aș spune că tot timpul este cea mai calitativă mâncare. În schimb, Grecia aici lasă mult dorit, nu prea se axează pe mâncare, ea se axează pe natură, pe excursii frumoase, cum am spus, natură, istorie. City break-urile, vara, sunt mai ieftine în comparație cu perioadele de primăvară-toamnă, pentru că practic toată lumea acum își lasă bani deoparte pentru mare, nu pentru a pleca undeva în Europa sau... Răspund că tot ce este legat de luna iulie și august este foarte și foarte scump. Orice vacanță nu ar fi, pentru că atunci mare parte toți călătoresc. De aceea și noi recomandăm permanente turiștilor să aleagă alte luni, cum ar fi septembrie, mai, octombrie, în dependență de destinație, pentru a călători mai accesibil, la aceeași calitate. Dar city break-urile sunt destul de solicitate. Acum vara prețurile sunt practic aceleași, doar că pe loc se cheltuie mai mulți bani, local se ridică tot. Dar cel mai bine este de călătorit în alte țări. Deci dacă vorbim de excursii tip city break, este vorba de septembrie, octombrie, aprilie, mai. Atunci este sezonul lor.
Noi, de vreo câțiva ani, urmărim ofertele fierbinți. Gareaci e putiovchi. Toată lumea află, citește, primește notificări pe e-mail, afișate pe 3 de 9 sau multe alte site-uri. Sunt reale aceste oferte? De ce sunt mai ieftine în comparație cu cum ai comparat cu două luni înainte? Vreau să spun că sunt niște oferte care apar pe ultima sută de metri. De obicei sunt ofertele de care s-au dezis anumiți turiști care au procurat din timp sau au rămas câteva locuri libere la transport, la hotel și pentru a fi ocupate se oferă un preț deosebit. Este un plus pentru că economisești, dar este și un minus aici, pentru că nu poți să-ți programezi vacanța din timp, nu știi niciodată în ce hotel o să nimerești, nu știi unde o să, în ce țară o să ajungi, pentru că rezervezi în funcție de disponibilitatea ofertei și nu de dorința proprie. Totuși, moldovenii reacționează la aceste oferte, cel puțin din experiența ta. Ce poți spune? Câte din ofertele astea fierbinți se răcoresc la cineva în buzunar? Noi am avut în anul acesta oferte fierbinți în Egipt foarte multe. Prețurile erau de la 150 de euro la un hotel de 5 stele pe o săptămână cu zborul inclus, cazare, cum am spus, masa de tipul inclusiv. Deci o săptămână, 150 de euro, nici la noi în Vadă Lovodă nu poți trăiești. Cheltui banii ăștia și nu vezi pe ce-i cheltui. Și erau prețurile reale, au fost toți cunoscuți, prietenii și toți turiștii permanența agenției noastre. Așa oferte au fost numai acum 2 ani în Turcia, când nu plecau rușii și iarăși erau oferte fierbinți, multe. La moment, deja apar doar atunci când cineva se dezice, cum am spus, sau nu se umple anumite locuri la transport. Dar nu mai este acest fenomen că nu pleacă o țară masiv și sunt locuri foarte multe libere și atunci poți propune turiștilor din Republica Moldova pe gratis, practic, odihnă. Nu știu, noi recomandăm tot timpul să fie planificat. Este mult mai confortabil, îți alegi camera care dorești, hotelul, perioada, contează asta până la urmă. Nu, așa, este foarte adevărat despre zborurile astea și charterurile care se în fiecare an se mai adaugă încă o destinație de la aeroportul nostru. Anul acesta avem deja spre Constanța. Din iulie, nu știu cât de eficient va fi această rută, pentru că transportul de la gară cu autobuzul este destul de ieftin și durează nu atât de mult ca să alegi avion. Dacă socoți că trebuie să ajungi la aeroport cu 2 ore înainte de zbor, cel puțin, plus cât zbori, după ce cobori din avion, mai ai de pierdut niște timp, da, trebuie să urci iarăși într-un autocar care să faci transfer la hotel, ai aceleași 5-6 ore care le faci cu 200 de lei mergând cu autobuzul de la gara noastră. Deci eu nu prea cred în această rută. Sperăm să meargă, pentru că pentru noi este bine cât mai multe posibilități de călătorie, pentru că avem oferte diverse. Noi acum, apropo, începem să lucrăm foarte mult cu destinația Maldive. Aceste insule frumoase, care am semnat un contract recent și dorim să aducem prețurile după buzunarul turistului din Republica Moldova. E adevărat, pentru că doar un zbor te-ar costa 1000 de euro. Da, este adevărat. De fapt, cel mai scump spre Maldive e zborul, nici de cum cazarea. Care este perioada cea mai potrivită pentru a merge atât în Maldive, în Bali, Seychelles? Începând cu luna septembrie, este mai ieftin un pic, dar în mod normal octombrie. Până luna martie-aprilie sau mai, dacă prelungim un pic sezonul și ar dorim ceva mai ieftin. Adică vara, pe undeva pe aici mai aproape, lucrați august și septembrie și în octombrie iarăși plecați. De fapt, acum pentru Maldive, deci noi vrem să ieșim cu niște prețuri noi, ar fi în jur de 600-700 de euro de persoană, cu cazare. Da, cu zbor, cu tot. Deci, dragi colegi, vă anunț oficial că eu în octombrie voi lipsi de la lucru. Încep strâng bani, eu vara numai... A, mergeți cu mine!
Facem de acolo emisiuni, da? Învățăm și limba. Programăm o insulă pentru asta. Da. O insulă, o insulă proprie. Ele sunt foarte multe. Ce poate fi mai frumos? Noi însă avem ceva frumos pentru voi. Avem aici un certificat cadou. Unde? Este vorba de excursie la Cheile Becazului. Este excursie de weekend. Noi anunț am programat peste 200 de excursii de weekend pentru turiști din Republica Moldova, pentru cei care nu își pot lua un concediu și pot călători doar sâmbătă și duminică. Este vorba de o noapte de cazare la Cheile Becazului cu transport din Chișinău. Ghidul este inclus, intrările muzee, vizitează lacul Roșu, barajul Becaz, Piatra Neamț. Deci este un tur foarte frumos. Cei care ne-au fost acolo și ajung pentru prima dată rămân foarte uimiți. De asta și-am ales anume acest tur. Mă bucur foarte mult că ai bucurat telespectatorii cu informații utile, dar și cu acest premiu. În curând vom posta și pe pagina noastră de Facebook condițiile ca să intrați în goana pentru această vacanță. Dacă nu aveți bani pentru o vacanță în Maldive, iată unde puteți să vă odihniți vara aceasta împreună cu partenerii noștri. Mulțumim foarte mult și spor la muncă, pentru că urmează o perioadă în care voi nu prea o să vă odihniți. Ceilalți vă odihni, voi nu prea. Noi cânticul acesta, eu vară nu dorm, se potrivește perfect, da, dar nu despre odihna noastră. Dar... E vorba despre viața agențiilor de turism. Noi plecăm în vacanță și este întotdeauna binevenită și indispensabilă în bagajul de vacanță. Trusa medicală este un must-have, adică e un lucru neapărat, mai ales atunci când mergeți în vacanță împreună cu cei mici. Maria Unică s-a documentat la subiect și a aflat ce poartă mame și tații cu experiență în trusa medicală de vacanță, dar și ce recomandă medicul să avem în ea. Mamă a trei copii, cosmetologul Ana Platonov abordează fiecare vacanță cu multă seriozitate. Nu este o mamă paranoică, zice ea, însă trusa cu medicamente nu lipsește din bagaj. Sunt foarte riguroasă la tot ce înseamnă antialergici, antițânțari, și antiarsuri la soare, adică aici, astea sunt lucrurile prioritare pe care le pun în valiză, țin cont foarte mult de calitatea acestor produse. În timpul vacanței nu trebuie foarte mult timp sau niște condiții speciale ca copilul să se rănească, să se taie, să se zgârie, să se împiedice. Tocmai de asta un dezinfectant este inevitabil în trusa medicală. Cea mai mare frică a Anei este durerea de dinți. Din acest motiv, înainte de orice escapadă, își duce copiii la medicul stomatolog. Am avut o experiență tristă cu unul din copii în materie de dinți și dinții sunt un control la dentist, este inevitabil în momentul în care urmează să mergem într-o vacanță. De altfel, și medicul pediatru recomandă același lucru. Pentru a pregăti trusa de prim ajutor a copilului, este foarte bine înainte de a pleca să facem o vizită la medicul de familie sau medicul pediatru pentru a face o consultație a copilului, să vedem dacă totul este bine. O răceală, o toxinfecție alimentară sau accidentele minore nu au cum să strice vacanța familiei tale dacă respecti întocmai sfaturile medicului. Deci, recapitulăm, din trusa medicală nu trebuie să lipsească soluțiile antiseptice și unguentele antibacteriene, neapărat soluțiile de rehidratare orală, deoarece foarte mulți copii care pleacă peste hotare se întâlnesc cu o intoxicație alimentară, cu o enteroviroză. Vacanță superbă să aveți! Sigur ați spus și voi cel puțin odată că mie nu mi se va întâmpla nimic. Și deși nimănui nu-i place să se gândească la cei mai rău atunci când pleacă la drum, este important să avem totul asigurat. Înainte de a cumpăra o asigurare de călătorie, trebuie să știm pe ce dăm banii. Iată de ce în platou vine acum Sergiu Cușniri, alături de care descoperim tainele asigurărilor de vacanță și cât de importante ele sunt. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Eu am insistat ca să discutăm despre acest subiect, pentru că iarna trecută, luați-l, vă rog, fratele meu a plecat cu agenție de turism în vacanță în Brașov și acolo a suferit o operație. O operație foarte complicată. Dacă nu era asigurarea, atunci probabil era să vindem jumătate de casă ca să acoperim toate cheltuielile. Și după această experiență ne-am dat seama cât de importantă este asigurarea atunci când plecăm în vacanță. Cetățenii noștri știu despre importanța asigurării de vacanță?
Cred că o bună parte o cunosc. Știți cum proverbul zic la orice pățit este priceput și, dar mă rog, din ultimul timp când moldovenii circulă tot mai des și mai des în străinătate, merg în călătorii, în sejururi, merg în vacanțe, înțeleg că asigurarea este obligatorie, în unele cazuri chiar și la trecerea frontierei de stat li se cere să aibă asigurare, dar unii sunt, majoritatea deja sunt conștienți că este necesară această asigurare, mai ales că nu este costisită. Păi asta vreau să zic și eu, este o sumă foarte mică. Da, eu sunt în funcție de țară. În funcție de țară, unde mergeți, în funcție de perioadă și în funcție dacă practicați careva sporturi extreme. Da, dacă se merge la schi sau la careva competiții sportive, tariful e un pic mai mare. Dar de regulă oricum este accesibil și e vorba de sute de lei. Pentru o familie, pentru un sejur în România, cred că ar fi o familie de 4 persoane. Ar fi până la 100-150 de lei. Și dacă, Doamne ferește, îl apucă pe un copil o problemă cu dinții și, în general, copiii trebuie să te gândești în primul rând la siguranța lor în vacanță. Știu că există și diferite asigurări, nu sunt doar cele medicale, sunt și asigurările de mașini, asigurări de accidente. Care este gama de asigurări pe care oamenii ar trebui să știe înainte de a porni deci, undeva? Odată, dacă mergem în vacanță, și merge cu automobilul, e obligatoriu să ai asigurarea carte verde. Deci o asigurare care acoperă răspunderea ta față de terți în caz dacă într-un accident rutier ești vinovat. E obligatoriu. Fără astfel de asigurare nu treci hodarul. Adică odată cumpărată această asigurare, achitată, da, ea te protejează. Toată răspunderea dacă ai provocat un accident rutier și ești vinovat. Deci ea acoperă absolut toată răspunderea care ar fi și prejudiciu către păgubit. Da. Și aici sumele pot fi foarte mari, până la sute de mii de euro. Și care este procedura? Pentru că, iată, un lucru, se întâmplă ceva dincolo. Este cineva responsabil în țara respectivă sau cheltui banii tăi, după care vii aici la compania care te-a asigurat și îți întorc banii înapoi? Care e modalitatea de achitare? Ne întoarcem la asigurările medicale. Da, asigurările medicale, da. Algoritmul e extrem de simplu. În orice asigurare sunt indicate numere de telefon. În caz dacă ceva se întâmplă, sunați pe acest număr. Sunetul dumneavoastră este preluat de către o companie de asistență care ajută companiile de asigurări să regularizeze cazul. Sunt operatori care stau la call center 24/24, sunt într-o măsură care medici sau paramedici sau cel puțin instruiți în domeniu ar putea să vă acorde o asistență și în funcție de ce s-a întâmplat să vă ajute să mergeți la medic sau medicul să ajute să vină la dumneavoastră dacă este un caz mai grav. Și achitarea? Aici e cel mai important moment este că asistentul vă localizează și dacă are un spital sau o clinică partener. Deci mergeți încolo și nu achitați absolut nimic. Dacă nu este un spital partener sau o clinică în preajmă, el vă îndreaptă spre o clinică cea mai apropiată, unde este nevoie să achitați. Da? Poate simțul să se înțeleagă și atunci nu achitați nimic. Dar dacă chiar și achitați, la întoarcere, la revenire în Republica Moldova... Se prezintă cecul? Se prezintă cecul, absolut corect și sunteți... Banii sunt recuperați. Este foarte important și alegerea companiei la care să-ți faci asigurarea. Sau toate companiile, pentru că practic în oraș, peste tot, asigurări. Putem avea încredere în toate companiile de asigurări care au oficii în țară sau sunt unele care pot să te și ducă de nas? Experiența, cunoștințele și... discutând cu cunoștință, cu prieteni care au apelat la careva companie și care au avut careva cazuri, să vedeți și cum a fost cazul regularizat, s-a despăgubit și dacă a fost totul ok, atunci prin recomandare mergi la compania dată. Reputația companiilor, credeți-mă, nu poate fi ascunsă și piața e destul de mică,
gurile sunt mari și se ajunge foarte repede la urechile consumatorilor. Asigurați-vă dacă e o companie de încredere sau nu, sau mai puțin de încredere, sau de mă rog, poate să cumva într-o măsură care să rămâi nedispăgubit. Și asta se cunoaște. Asta se există cunoaște. Cazuri în care compania de asigurare nu asigură un client în caz de... Da, deci dacă să vorbim despre medicina, asigurarea medicală peste hotare, deci ar fi okay, trei riscuri care sunt asigurate. Îmbolnăvirea subită. Ai mers, te-ai îmbolnăvit. Apendicită, de exemplu. Da. Ce a suferit fratele meu. Foarte, foarte corect. Sau careva leziuni corporale sau careva înrăutățire sănătății în urma unui accident. Ai căzut jos, ți-ai fracturat mâna sau ai luxație sau altceva. Da. Și a treilea risc este, din păcate, dar el este decesul. Aceste trei riscuri. Dacă cazul, deci situația se încadrează una dintre aceste trei riscuri, atunci este cazul asigurat și compania poate răspunde. Care este țara sau destinația unui client care vă sperie cel mai tare? Cel mai tare... nu ar fi una exotică, nu. Căci, ok, moldovenii au început să meargă în țări exotice, cred că de curând și nu merg în masă. Așa masă. Sunt mai precauți, au grijă și să se vaccineze. Mai merg și cu turse medicale, din propria experiență. Mm-hmm. Iarna s-am fost într-o țară așa mai îndepărtată. Și, deci am fost un grup de... 6 persoane, totul a fost ok, asta 10 zile, totul a fost ok. Cred că totuși cel mai frecvent sunt îmbolnăviri în Bulgaria. Mm-hmm. Da. Se merg de ascult copiii sunt mai vulnerabili. Și îmi dau seama probleme digestive. Cred că asta ar fi fost cel mai des, da. Poate nu sunt deprinși cu mâncarea care este acolo. Condimentele e ceva mai nou și nu e obligatoriu că este intoxicație. Este o simplă pancreatită. Intoleranță care îți provoacă un disconfort sau niște simptome de boală. Așa, deci, dacă mergeți în Bulgaria, neapărat faceți-vă asigurarea, în special pentru cei mici. Mulțumim foarte mult pentru informații și pentru sinceritatea cu care ați discutat. Spor la muncă, mulțumesc. Pentru că și pentru dumneavoastră urmează un sezon fierbinte în care multe asigurări vor fi făcute. Pe bune, baza bună trece primejdiarea, așa că gândiți-vă și puneți la socoteală câteva sute de lei, nu o să vă îmbogățească, dar mai bine să vă asigurați pentru binele dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. În planificarea vacanței noastre luăm un mic respiro acum, după care ne apucăm să facem valiza. Acum publicitate. Am revenit după publicitate, mi-am găsit o valiză, mi-a rămas să-mi pun lucrurile în ea și spre vacanță. Ne cărăm lucrurile după noi, peste tot prin lume și vrem să le aducem înapoi întregi. Iată de ce avem nevoie de bagajul potrivit sau valiza care să ne satisfacă necesitățile. Cum alegem corect o valiză? Care compartimente sunt foarte importante și ce alte opțiuni trebuie să mai aibă o valiză bună? O să aflăm de la reprezentanta companiei Carpisa, Ina. Ina, te aștept foarte mult! Bună ziua! Mă bucur că ai venit aici alături de mine. Așa mi-e draga asta, așa e decolorată. Ia loc acolo, eu aranjez aici frumos lângă surioarele ei. Avem câteva categorii și special pentru copii. Eu vreau să vă arăt, mai ales mamele de băieței. Ia uitați-vă, eu cred că... Vreau să fugă mașina. Cred că o să se îndrăgostească picii voștri și își vor căra singuri valiza. Pentru că asta e cea mai mare problemă a părinților. Trebuie să care și copiii prin aeroport, trebuie să care și valiza. Iată așa, o pun ca să o vedeți. Este perioada în care ai noștri își fac cumpărături de valize. E adevărat? Da, exact. Începe acum
suntem în plin sezon turistic, să zicem, la început de plin sezon turistic, și atunci este un produs strict necesar la început de vacanță. Și a zis de mașinuță, este și pentru fetițe, la fel mașinuță avem, doar că este roz și este cu printul de prințesă. Va, și... prințese, evident, ce mai vor fetele. Ai adus aici trei variante de valize, pentru că mulți pleacă în vacanță cu valize mari. Sunt alții care optează cu valizele de mână pe care le poți lua în avion. E una dintre limitele pe care ți le oferă unele companii de zbor. Pe cea mare. Putem să o deschidem și să vedem în interior care este volumul și de ce arată ca un stup de albine. Așa este designul și a fost creată structura asta pentru atunci, pentru situația în care este lovită valiza dumneavoastră, impactul să fie simțit mai ușor, adică este destul de flexibilă, este lovită și își revine, deci așa a fost creată structura asta de fagure. Uh-huh. Și are și efectul ăsta antizgârietură, știți cum este, când manipulează incorrect valiza și o aruncă și o să aveți valiza protejată în felul ăsta. Mai este protejată și la colțuri, care... părțile care sunt cele mai vulnerabile atunci când este aruncată. Și am văzut că ai o ridicată și... foarte ușor. Da, este chiar ușor. Numai că uitați, într-un singur deget. Cu valizele cele greoaie, mari, voluminoase, care aveau multe kilograme în sași valiză. Da, pentru că tu mai, în loc să pui lucruri, trebuie în să... În interior, da, trebuie să trăi valiza. Așa, să vedem cât de importantă este valiza în interior și cum trebuie să fie organizată pe interior. Da, deci aici avem o valiză în care ați putea să puneți până la 23 de kilograme, adică este potrivită pentru un bagaj de cală. Este organizată cu două compartimente, forma asta rigidă întotdeauna vine așa, cu două compartimente. Să o aranjăm aici pe masă. Și ați văzut, aveți și lacătul în caz că pune ceva foarte valoros în valiză. Vai, ce culoare de vacanță! Da. Culoarea asta vernil din bate la ochi. Deci foarte două multe... compartimente. Ați văzut, închideți aici atunci când v-ați aranjat tot să nu vă cadă obiectele când deschideți valiza. Aveți diferite buzunare organizatoare pentru lingerie, pentru ciorapi și un panou intern detașabil, anume la modelul ăsta, pe care puteți să-l utilizați și în cabina de duș. Vă puneți tot ce aveți nevoie și îl prindeți în cabina de duș pentru că el se detașează. Aveți un set de roți incluse, anume la modelul ăsta de valiză. În caz că pierdeți roata pe drum. Sau vreți să faceți un alt design, de ce nu? Pentru că, ați văzut, este culoare oranj și în interior culoare neagră. Și puneți două așa, două așa. Este interesant, nu? Adică, nu ne gândim numai noi cum să ne îmbrăcăm, dar cum se arată și cât de stilată să fie și valiza. Exact, pentru că și geanta și toate accesoriile care le avem ne fac stilate. Și valiza este un accesoriu important de călătorie, nu? Da, toată lumea se uită în aeroport după voi. Exact. Deci... cu a doua parte a valizei, cu cordonul care ajustează hainele în interior. Alte accesorii foarte necesare, în special atunci când călătorim doar cu valiza de mână, cea de alături, este acest mic compartiment în care putem să ne punem produsele de igienă fără a depăși limita permisă. Da, admisă la bagajul de mână care îl luați cu dumneavoastră la bordul avionului și au nu mai mult de 100 ml fiecare sticluță, este foarte comod și apropo, la noi lumea care călătorește deja știu de așa produs și chiar întreabă aveți așa produse în magazin? Da, pentru că eu văzusem în Europa foarte mulți care călătoresc atunci când își scoteau, evident, ca orice moldovean, eu mă uitam ce scot ceilalți. Iată, în această valiză de mână ar trebui neapărat să avem această geantă. Da, o trusă cu sticluțe care sunt permise. Nu, nimeni nu o să ne arunce gelul de duș sau șampon. Eu am pățit-o, de multe ori a trebuit să las, până când m-am învățat în sfârșit minte. Un alt accesoriu indispensabil, în avion, de câte ori ați dormit așa sau așa? Sau chiar în mașină, de ce nu? Pentru că cine are obicei să doarmă lângă șofer, cum fac eu deseori, este foarte comodă, este ergonomică, ia forma capului și e un articol de călătorie. Am vrut să zic că indispensabil, că este foarte comod și chiar și pentru copii atunci când călătoriți cu copii. Da, pentru că ei să se poată relaxa mai ușor. Care este durata de viață a unei asemenea valize? Chiar vreau să zic, la valiza respectivă noi dăm 10 ani garanție, adică ne așteptăm ca ea să reziste mai mult de 10 ani, pentru că are carcasa foarte rezistentă, este dintr-un material patentat pe care doar Carpisa îl utilizează și...
o să reziste mai mult de 10 ani, credem noi. Adică este o investiție de viitor. Da, este, deși este un produs nu tocmai accesibil, dar este pe termen îndelungat. Știu că valizele frumoase la exterior atrag și multe priviri și riscă să fie trase de către altcineva. Sistemele de protecție, de siguranță. Da, v-am arătat, are lacătul încorporat, pentru că valiza de mână este cu dumneavoastră. Bine, avem și la valizele de mână lacăt încorporat, nu la toate modelele, dar puteți să procurați o lăcățică aparte, care este destul de sigură. Dar la astea mai mari, întotdeauna este lacătul încorporat. Vă puneți combinația care doriți, nimeni nu o să vă deschidă valiza, doar dacă este un infractor care are experiență și poate să desfacă fermoara. Dar lacătul este destul de sigur. Așa. Sigure sunt și cadourile pe care le oferiți voi, pentru că de obicei când veniți în ospeție nu veniți cu mâna goală, dar aveți și premii. Ne face plăcere să venim cu ceva pentru telespectatorii dumneavoastră și clienții noștri. Am venit cu ceva tematic de vacanță. Este vorba despre o plapumă termoizolantă. Puteți să o utilizați la picnic sau la plajă. Se desface, este destul de mare. Este foarte stilată. Da. Ia hai, ca gospodinele acum care vom întinde. Vedeți textura. Da, adică se simte, este termoizolantă, este încăpătoare. Puteți să o puneți și pe plajă să vă bronzați pe ea. Și am să strâng eu interior. În comparație cu păturile obișnuite pe care, sau prosoapele obișnuite pe care noi ne relaxăm, care sunt beneficiile acestei? Apropo, puneți pe nisipul fierbinte și nu vă frige nisipul. Spatele, pentru că și dacă mergeți la picnic și este umed pământul, atunci iarăși nu o să simțiți frigul de desubt. Și mai avem și o gentuță de plajă de culoare galben, desigur, care este în trend acum, că este vară, că este cald. Așa, acestea sunt premiile soare pe care le puteți primi din partea partenerilor noștri. Mulțumim foarte mult pentru aceste oferte. În curând vom posta și o poză, astfel încât să începeți goana pentru a ridica aceste premii. Personal, când pleci în vacanță? Nu am planificat. Nu ai planificat, dar oricând se poate da, ieri. Este mai interesant când este prompt, așa, fără multă pregătire. Așa cum am vorbit în anterior cu Ion, ofertele last minute. Da, ție îți fac din plan. Câte valize ai tu? Acasă. Dar nu știu numărul. Înseamnă că ai multe. Nu, dar bine, sunt de ani de zile, diverse am achiziționat, nu le știu acum cât. Da, și eu la ce mai folosesc valizele, pun în ele hainele de iarnă sau vară atunci când e diferit. Sunt și pe post de depozitare, pentru că oricum stau fie acolo sus, fie acolo jos, decât să ocupe spațiu gol, mai bine le umplem cu ceva. Mulțumim mult, spor la muncă și sper să aveți cât mai mulți oameni stilați care pleacă din aeroportul nostru spre alte aeropoarte cu produsele voastre. Noi, dragilor, venim și cu alte informații. Dacă ne pregătim pentru vacanță, atunci nu trebuie să uităm și de accesoriile pentru cei mici. Le găsim la serviciile specializate de închiriere, fotolii, auto, șezlonguri pentru copii, rucsacuri, colaci de plajă, jucării de plajă și multe alte bunuri care le vor face odihna frumoasă, iar vouă una confortabilă. Pe timp de vară, accesoriile pentru copii sunt la mare căutare. Fotoliile auto, cărucioarele, rucsacurile, toate au menirea de a asigura comoditatea celor mici. Так как есть автомобиль, очень пользуют автокресло. Оно тоже очень помогает в дороге. Так получилось, что в полтора месяца мы проехали большой километраж на машине, и автокресло нам очень сильно помогло. Мне очень сильно помогли укачивающие люльки. Они очень сильно помогают молодым мамам, потому что пока ребенок там катается, ты можешь заниматься своими делами по дому. Copiii cresc repede și perioada vacanței nu este atât de mare. Iată motivul pentru care unii părinți preferă să închirieze aceste accesorii. Sunt de calitate și au un preț accesibil. Приехала сюда ненадолго, и мне невыгодно покупать что-либо там, коляски или кроватки, и поэтому мне намного лучше взять это все на прокат. Плюс ко всему детки, они очень быстро растут, да,
И зачем брать что-то на 3 месяца, если можно взять это на прокат? Это намного дешевле, намного удобнее. Accesoriile le puteți închiria pentru o zi, o săptămână sau chiar o lună. E o opțiune la care apelează și moldovenii stabiliți în străinătate. Atunci când revin acasă, în Moldova, nu au la îndemână toate cele necesare și apelează la asemenea servicii. Особенно в каникулы пользуются спросом автокресла. У нас есть наличие кроватки, манежи, само собой игрушки. То есть к бабушке приезжают на каникулы внуки. Бабушка не переживает, где он будет спать, с чем будет играться. Если будет поездка, допустим, автокресло предоставляем. Стульчик для кормления также необходим. Ребенок должен где-то сидеть, кушать. Предоставляем стульчики для кормления. Următorul invitat care urmează să vină aici în platoul nostru are un copil, însă nu cred că a ajuns să călătorească cu el, el călătorește cu alt copil. Obiectivul său de fotografiat. În palmaresul lui s-au adunat peste 30 de călătorii, deși majoritatea sunt în interes de serviciu. Unele sunt mai obositoare, iar în altele reușește să se destindă la maxim. Uneori își face bagajul sub cronometru, dar știe deja ce nu trebuie să lipsească din valiza lui și cum să ia cu el doar lucrurile utile. Alex Iordache revine la Vorbe Bune să vorbim despre vacanțe și destinații și despre lucru în vacanță, pentru că oamenii de obicei se odihnesc în vacanțe, dar tu te duci să lucrezi. Salut! Acum veni din Paris proaspăt. Da. Da, și asta este spatele tău. Da, asta nu ține cald, că mi-e frig. Cât cântărește? Trebuie să cântărească 10. Mult cântărește. Asta e singura valiză cu care tu călătorești? Nu, mai am una, dar n-am mai luat-o cu mine azi. Dar asta e valiza numai pentru lucru? Asta e, da, e valiza pentru lucru și de obicei nu trebuie să cântărească 10 kg, pentru că dacă da, atunci trebuie să plătesc în plus. Și reușești? Și limitez, da. Da, pune-o acolo pe masă, după care o să desfacem noi, să vedem ce bogății. Cât valorează ea? Mult. Trebuie de calculat, dar spre o mașină, sigur. Așa, o mașină pe care... Dar stai că la noi, în Chișinău, circulă mașini de toate prețurile. Vreo 12.000. Cam... Și nu de lei. Da. Nu, 12.000 nu de lei. Puteți să vă gândiți voi și să convertiți. Am observat în ultima perioadă călătoriile tale peste hotare sunt muncă pentru tine. Unde ai fost? Așa, să luăm pe degete. Unde ai călătorit și ai muncit? În general, în Europa. În partea din nord a Italia e cea mai explorată de mine. Dar am ajuns și în Spania, am fost și în Franța. Acum am venit din Paris, am revăzut o zonă foarte frumoasă de acolo și am avut și fotografii și un masterclass. Tu mergi fie să călătorești și să fotografiezi cupluri de ale noastre care fac sau nu neapărat de ale noastre? Cel mai des merg să fotografiez cupluri în afara anunții. Așa. Adică nu neapărat nunți, dar sunt, de exemplu, anul trecut am avut o nuntă foarte frumoasă a unei fete moldovenci și el fiind din Marea Britanie. Au avut o nuntă mică, dar una tare faină. Dar, în general, ieșim în afara țării cu cuplurile care au făcut nuntă sau urmează să facă. Acum chiar programăm o călătorie pentru Marea Britanie în Londra. Mergem cu un cuplu care au nuntă în septembrie. Și e mai simplu decât să faci o nuntă acolo și să aduni oameni din Marea Britanie, să-i aduni undeva în Italia, de exemplu, și inclusiv și din Moldova să-i aduni acolo. Mai degrabă să găsești un numitor comun gen Moldova sau Marea Britanie. De asta călătorii în doi și fotograful. Adică mergeți în călătorie de nuntă și când acolo mai este unul din urmă voastră, cic-cic-cic-cic. Da, ai o călătorie de 10 zile, între care 4 ești fotograf cu tine. Dar tu, în general, călătorești? Așa, te duci să nu iei asta cu tine? Da, noi până să apară Robert pe lume, mai des cu tine călătoream. Acum, oarecum frică, dar trebuie să ne luăm inima în dinți și să ne apucăm și Tina, la sigur, dacă o să vadă reportajul ăsta, video-ul ăsta, o să susțin ideea mea că noi să călătorim mai des. Dar da, noi cheltuiam banii mai mult pe călătorii anii trecuți decât pe, de exemplu, haine sau alte accesorii. Uneori necesare, alteori nu. Și în anii ăștia trecuți am înțeles că e important să călătoriești. Călătoriile te dezvoltă, vezi lumea, interacționezi cu alte naționalități. Asta e
Asta e ca și cum ai citit cărți. Așa, eu sunt curioasă. Uite, acesta este echipamentul tău profesionist, dar foarte mulți oameni au un aparat mic. Unde okay. trebuie să-l țină? Cum trebuie să-l protejeze ca în timpul călătoriilor să nu sufere? Totuși e o investiție, un 500 de euro minim. Dar eu nu cred că el trebuie protejat. Eu cred că un aparat trebuie să facă fotografii și de obicei ele nu sunt atât de fragile cum lumea crede, de fapt. Ia că, de exemplu, cu aparatul meu de bază, dacă vrei poți să deschid să-ți arăt cu... Da, în câteva clipe deschidem. Da, tu cu rolota ai călătorit vreodată? Nu, dar aș vrea, da. E greu din Moldova să pleci, dar să aterizezi undeva și să o iei în chirie, asta e o idee mai bună. Practic. E mai practic, dar am impresia că e destul de complicat să programezi. Și am colegi care au avut experiență, de fapt nu colegi, clienți care au avut experiență cu rulota, în România au plecat cu rulota și au avut probleme cu rulota asta, s-au stricat pe drum, asta a fost mega grav pentru ei, nu funcționează. Na, chestii de utilitate primară, gen apă. Da, asta a fost o experiență nebună. Traumatizantă. Da. Și povestindu-mi despre asta, eu am înțeles că trebuie atent dacă să ai rulotă. Da, eu cred că ar fi super fain. Așa. E, dacă plecați în Europa și vreți să vă odihniți cu adevărat într-o vacanță, pe bune să mergeți cu rulota, numai una calitativă, nu așa cum a avut clienții lui Alex. Vadim Zghere a descoperit ce înseamnă o astfel de escapadă și vine acum să ne arate și nouă. Mulți oameni adoră să călătorească, să descopere în fiecare lună locuri noi, însă multora nu le permite bugetul asemenea plecări. O soluție extraordinară este rulota. Vrei să ții casa în vacanță? Sfatul meu este să-ți cumperi sau să-ți închiriezi o rulotă, mai ales că e dotată cu tot de ce ai nevoie. Iar când revii acasă, te simți cu adevărat odihnit. Alina Violeta merge în vacanță deja de 2 ani, doar cu rulota. Își ia familia și câțiva apropiați, iar pentru 10 zile, viața ei se transformă într-o aventură. Propunerea vine de la fratele meu. Prima vacanță am cuprins Polonia și Cehia, a doua oară Polonia, Slovacia, Austria și Cehia și ne-am întors înapoi prin Polonia ca să întoarcem mașina. Primele escapade le-a avut în Europa, iar țările pe care le-a vizitat i-au lăsat impresii pentru o viață înainte. Cehia mi-a părut mai sumbră, un pic mai întunecată, probabil din cauza climei. Dar Polonia e colorată, e luminoasă. Am mers în camping, era foarte bine amenajat, aveam un spațiu propriu, destul de mare, copiii au putut să zburde. Când ne-am oprit pe lângă oraș a doua oară și era un camping foarte micuț și stăteam unul lângă altul și putem să vedem ce se face la vecin, eu eram un pic șocat. După prima experiență, a doua, era nu foarte reușit. Nu are propria rulotă, însă chiria nu este costisitoare, pentru că gașca ei de vacanță numără 5 membri ai familiei. E mult mai confortabil decât pentru călătorie. Adică dacă mergi să stai într-un loc, poate că e micuță, dar dacă mergi în călătorie, te simți mult mai liber, pentru că nu trebuie să strici bagajele dimineața, să dai apartamentul stăpânului, să mergi sau hotel, să mergi în mașină, să te urci, să mergi cu mașină mult mai mică. Noi avem toate lucrurile cu noi. Vacanțele cu rulota sunt încă un subiect rar abordat în Moldova, iar multe agenții de turism nu au încă această opțiune în ofertele lor. Totuși, dacă vă doriți multe aventuri frumoase și odihnă cu adevărat plăcută, merită să încercați să călătoriți pe patru roți. Eu sunt curioasă dacă de obicei, atunci când treci frontiera, te caută prin toate locurile într-o rulotă, am impresia că stai vreo jumătate de zi ca să verifice peste tot că poți să ascunzi multe chestii în rulotă. Dacă ar fi să treci vama, da. Tu, atunci când te afișezi la vamă cu așa ceva, trezești suspiciuni, cred că. Nu tot timpul. De exemplu, suspiciuni o trezesc de câteva ori chestia asta. Și ce chestie asta? Asta e o sursă de lumină continuă și ea arată destul de straniu pe locuri și adică dacă o vezi prima dată, probabil asta e o... Science fiction? Zici că e din Războiul Stelelor? Da, și am avut odată, m-am oprit la vamă, era, nu știu, am uitat, mi se pare că tot în Paris spuram și atunci a fost, eu o țineam la brâu, că ea se prinde și de brâu și când le-am demonstrat că de fapt asta e lumină, eu zic, ok, da, treci. Dar de obicei probleme îți fac toate ustensilele care au baterii. De ce?
Nu știu, n-am înțeles de fapt care e motivul, dar probabil bateriile... Există o problemă în lume cu transportarea bateriilor. De exemplu, dacă tu îți comanzi un power bank din exterior, s-ar putea că cel mai probabil să nu, de exemplu, de pe eBay, să nu ți-l trimit în Moldova, să nu fie posibil pentru că e interzis asta. Eu zic să deschidem bagajul tău și să vedem ce încape într-un rucsac al unui fotograf profesionist. Primul lucru, e minimum aici. E mai mult decât minimum, de obicei e mai puțin, pentru că noi zburăm de obicei în doi, dar iată chestia asta tot trebuie să-ți piciu. Așa. Asta de fapt ce, ce preferi tu, Alex? Despre asta ar trebui să vorbim după ora 11 noaptea, da. Dar nu, de fapt astea sunt hamurile. Asta sunt strap-uri pentru... Cum se numesc ele? Strap. Strap. Bretele. Da, bretele, da. Ele sunt pentru, ia așa, sport. Aha. De ele se prinde aparat foto. Apropo, așa. E că tu spuneai despre un aparat de călătorie, iată unul din genul ăsta. Atunci când lumea mă întreabă. Aha. Da, și ele sunt acum dacă super populare. Asta e mai scump pentru că e un flagman, dar ele costă în jur de 800 de euro în body cu o lentilă pentru călătorit. Dar trebuie să ai un pic și cunoștințe. Trebuie un pic să ai cunoștințe, dar nu foarte multe. Și să știi că de multe ori din necunoștință poți să creezi niște capodopere. Poze mai bune decât astea pe care le da, faci da, cum da, și da, așa, da. Și așa, și și rotești. Și... Iată, de exemplu, aparatul ăsta e super testat în lume la tot felul de căzături, apă, vânt, ploaie. Și de multe ori la evenimente, că se întâmplă copiii vin și spun mâna, căpesc pe butonaș și eu le dau de obicei aparatul și... Hop. Părinții vin și nu, Doamne ferește. Copilul deodată de drum? Abiega. Da, de obicei copiii li frică de părinți câteodată. Dar aparatul ăsta e super rezistent și eu fotografiez cu ele și în ploaie și în vânt. Și de, fapt, de câte ori a pupat asfaltul? Am avut câteva care au pupat adesea asfaltul, dar ăsta încă nu a reușit. Încă nu a reușit. Vrei dar... să facem aici o testare în direct sau nu? Dar nu, dar nu vreau să stricăm. A, noi podeaua. Putem să stricăm podeaua noastră. Așa, da. Mai departe. De fapt, nu aparatul foto e cel mai scump. Da, lentilele. Astea trei sunt cele mai lentilele scumpe. Lentilele sunt cele mai scumpe. De obicei, în călătorii port cu mine trei lentile. Astăzi am una în plus. Una în plus pe care e intermediară, uneori e utilizată, dar pentru shooting-uri în afară nu trebuie. Am o altă sursă de lumină continuă, spot. Ia, asta tot trezește suspiciune adesea, de parcă e microfon. Uneori la evenimente lumea mă întreabă. Și ia că el așa e. Cu dânsa poți să reglezi lumina. Eu nu știu, cameră se vede. Se vede, da. Dar tu știi că asta ar fi tare bine pentru fetele care fac poze pe Instagram. Da? Adică să meargă soțul, iubitul sau cine acolo cu tot fel de chestii să țină lumina. Să știi că lumina asta continuă cu lumină moale, asta ar fi perfect pentru numai că e cam scumpșoară, da. Dar, în genere, trusa mea de călătorie cuprinde și haine. Ți mai tot negre sau îți mai schimb culoarea la haine? De obicei negru pentru că te fac mai suplu, hainele este negre. Ei, dar oricum tu ești suplu în comparație cu cum erai cu vreo 5 ani vreo. De aici lipsește laptopul și... dar s-ar putea să fie așa, e că... A, e că și pașapoarte. Da, și nu cărțile de vizită, sigur că... Așa. Ok. Și cam asta e cuprinde geanta mea. Da, frumos, bravo. Deci, asta este așa gen valiză de mână. Pentru tine. Da, și plus asta. Mai ai o valiză de 20 de... De cală. Asta precis nu dai la bagaj. Asta niciodată tu nu dai la bagaj. Tu mergi așa cu ea, prin aeroport. Nu poți să-mi permiți, dau dacă câteva lucruri, dar de acolo, dar în rest nu. Și oricine ar seriu, eu o să-ți înstrâns. Dai lecții în privat. Mi se pare că o să mă apuc și eu de chestia asta, că mi-e place să călătoresc. Dragilor, noi sperăm că v-am făcut poftă să călătoriți sau că v-am dat indicii cum să o faceți cât mai eficient și poate cu buget redus. Bucurați-vă de șansele care apar în viața voastră și dacă plecați în vacanță, nu uitați să ne trimiteți și nouă poze pe pagina noastră de Facebook. Poate ne molițim și noi și plecăm mai repede în vacanță. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară frumoasă în continuare.